Poate fi mai plăcut decât să primești un compliment. Cu toate că ne place să auzim lucruri bune despre noi, nu întotdeauna știm cum să primim complimentele, cum facem corect un compliment și cum reacționăm la o vorbă bună. Discutăm astăzi cu doamna Dorina Arsene, consilier de dezvoltare personală. Bine ați venit! Bine, v-am găsit, bună ziua! Cuvintele au o mare capacitate de a ne schimba starea emoțională, și un compliment bine spus ne poate face să ne simțim bine de la câteva secunde sau chiar ne poate schimba întreaga zi, dar aici este uh, cuvântul cheie bine făcut. Ce înseamnă un compliment bine făcut și cum facem complimentele? Bine făcut sau bine intenționat? Știi că sunt oameni care într adevăr fac complimente, dar pentru a își bate joc de cineva, așa urât spus sau între mele, sau este într-adevăr persoana care face complimentul, de fapt are o plăcere, într-adevăr să exprime un gând de bucurie sau să -i exprime o, o, emoție pe care o vede, care îi place și care într-adevăr îi provoacă plăcere. Și dacă vede că cineva este puțin murdar, să zicem, pe față și zice vai ce curat ești, atât de bine stă, <laughs> atunci e clar că îi bat jocul și <laughs> de fapt este cu alt sens și persoana se închisește, se înroșește sau poate simte iurea repede caută să vadă de fapt ce s-a întâmplat. Un compliment, bineînțeles că trebuie să fie făcut din inimă sau sincer. De altfel, mai bine nu face complimente. Sau regulile de bune maniere ne spun că o persoană cultă, educată, manierată tinde să uh, exprime un gând sau uh, o um, părere atunci când crede în ea, dar uh, dacă uh, este cu tentă de badrog, or atunci mai bine să nu fac acel compliment, pentru că, din contră, poate strica dispoziția celelalte persoane sau poate au, au strica dispoziția și au pune să gândească ce n-a fost bine, ce am greșit, sau, mă rog, la stilul vestimentar ar putea face un compliment mai bizar sau la, dacă merge în o specie, la felul în care a aranjat masa sau, noi vedem, tot felul de complimente pot fi făcute. Adică, dacă nu ai ceva de spus neapărat, mai bine nu spune nimic decât să da. complimentezi cumva forțat. Noi vedem că, într-adevăr, cuvintele au o putere imensă, mai ales asupra anumitor persoane. Cu unele persoane, de, din păcate, se hrănesc cu uh, ideile altor persoane sau se lasă influențați de ideile altor persoane și atunci când uh, cineva le spune ceva, ei stau, meditează, analizează și tot așa mai departe și pot să pierdă și o zi și două gândindu-se la ceea ce a spus cineva. De aceea, haideți mai bine, noi cei care intenționăm să facem un compliment, să-l facem sincer, dacă vrem să-l facem. Dacă nu, atunci mai bine să nu facem nimic. Granița aceasta dintre compliment și flirt sau măgulire e foarte subțire, foarte fină. Cum să nu exagerăm sau să nu um, cădem în ridicol atunci când facem un compliment? De exemplu, dacă vedem. O mamă și o fică, și un bărbat îi spune, îi spune că am crezut că sunteți surori. Mm -hmm. Exagerează cumva? Adică e cu de flirt mai mult? Depinde de intenția pe care o are persoana care face un compliment, depinde de situația în care se, fa se află, depinde de relația în care se află, adică sunt un șir de momente pe care trebuie să le analizăm sau să le cunoaștem atunci când ne facem o părere. Pentru că dacă cazul în care spui tu că într-adevăr sunt într-o situație și bărbatul poate știe că într-adevăr mama sau femeia este fără soț sau fără iubit și dacă ar face un astfel de compliment ar putea fi cu tentă de flirt sau cu o intenție de algen de relație dar în cazul în care pur și simplu cineva trece pe stradă și i-a plăcut persoana și într-adevăr nu știe mamă, fică sau sunt două surori cu diferență de vârstă sau care este situația și face un astfel de compliment, atunci poate părea ridicol și banal, față de, acea, de acel bărbat. Dar depinde de starea, probabil de spirit, a persoanelor care primesc acel compliment. Pentru că, dacă mama, într-adevăr, arată bine, atunci ea, probabil, că nu s-ar supăra. Dar, dacă chiar e într-o stare au o, o vârstă și dar probabil cred că aici se evită orice neplăcere și cred că aici ar trebui doar să spună mulțumim uh -huh. și sau sunt situații în care trebuie să analizăm și să nu ne supărăm chiar pentru orice, pentru că am spus cuvintele pot răni, dar și cuvintele la fel pot alina sufletele unor persoane și dacă un compliment este făcut, poate e mai puțin plăcut, dar totuși este pentru o anumită vârstă, deja trebuie să percepem și lucrul acesta și atunci primim deja și spunem un simplu mulțumesc. Remarcile legate de fluctuațiile în greutate sunt de evitat, pentru că de multe ori vedem o persoană, dacă nu am văzut, văzut-o de mult timp, de exemplu, spunem, vai ce ai slăbit, dar noi nu știm din ce motive a slăbit persoana și a dorit să slăbească sau din motive de boală, poate da, dar chiar, chiar este un subiect foarte nostru, să zicem, la noi e, uh, pentru că uh, primul lucru atunci când într-adevăr nu ai văzut o persoană mult timp zici că asta e cel mai important ce trebuie să-i spui persoane, vai ce ai slăbit sau poate într-adevăr din contra ce te-ai îngrășat. Adică chiar cred că asta e propria uh, dorință sau sunt propriile probleme ale persoanei și nu ar trebui neapărat scoase în evidență uh, Chiar dacă este prea slabă sau chiar dacă este uh, un pic uh, decât îi s-ar părea persoanei care face complimentul, poate persoana care trăiește în acel corp se simte bine așa exact. sau într-adevăr, cum ziceai tu, a avut o problemă de sănătate și nu este neapărat nevoie să povestească tuturor ce s-a întâmplat. Uh, cred că asta, cum ar fi și banii, cum ar fi și religia, sunt subiecte un pic tabu care nu ar trebui să fie neapărat discutate sau complimentate pentru că dacă vede cine că ai o mașină mai scumpă, să înceapă a face complimente, înseamnă că te-ai îmbogățit sau înseamnă, uh, vai, felicitări și tot așa mai departe. Adică, Trebuie oricum să avem puțină decență și să discutăm puțin cu persoana, să vedem totuși între timp ce s-a întâmplat, până la urmă dacă merită sau nu să-i facem acel compliment. Că poate cineva care a slăbit, de fapt, nu a avut mare dorință să slăbească și exact. noi complimentăm l ne se pare că facem o mare favoare, dar de fapt el poate trăiește o durere imensă, că ori a pierdut pe cineva și a fost nevoit să slăbească, ori, Doamne ferește, el a fost pus într-o situație de sănătate și atunci a fost la fel nevoit să slăbească sau, din potrivă, să se să, să adauge în kilograme la fel din probleme de sănătate. Complimentul, cred că, de fapt, noi ar trebui să fim foarte atenți. Chiar noi așa analizând, noi nu punem accent foarte mare pe, pe complimente, adică parcă ne se pare că este o temă, dacă o să-i spun uh, câteva cuvinte cuiva, așa o să fie banal și o să treacă. De fapt, asta cred că este un capitol foarte important, pentru că, ziceam, cuvintele pot răni sau pot din contra exalta pe cineva și complimentul la fel trebuie să fie făcut cu mare atenție pentru că poate într-adevăr să... Um, schimbe starea de spirit a unei persoane, spre bine sau spre rău. De aceea capitolul ăsta de fapt este o temă întreagă în cartea regulilor de bune maniere. Este un capitol întreg la tema complimentul care trebuie într adevăr făcut cu mare atenție. Deși ne pare parcă ceva banal, dar mm -hmm. foarte bine că ai abordat acest subiect pentru că într adevăr noi, oamenii mai rar ne gândim la cei de lângă noi, sau ni se pare că dacă noi o spunem ceva, o să fie. Așa, simplu spus și... Și hai. suntem bine intenționați, dar o putem da în bară cu uneori cu... Da. Haideți să trecem acum de partea cealaltă a celor care primesc complimentele. Unor oameni le vine foarte greu să da. reacționeze sau să răspundă la complimente. Nu știu, e vorba de un exces de modestie sau e vorba de niște complexe de inferioritate, dar unor oameni, dacă le spui că, uite, ai rochii foarte frumoasă, o să că dar nu, că e vechi de 10 ani sau arăți foarte bine, o să zic, ca de obicei, adică, de unde vine din da, capacitatea asta de a reacționa. Iată, într-adevăr, din ambele părți, complimentul de asta și ziceam că este un subiect foarte, foarte delicat, pentru că din ambele părți și persoana care face acel compliment trebuie să fie foarte atentă, dar și persoana care primește, pentru că foarte multe persoane chiar nu știu cum, să, cum este corect să primească un compliment. O ori încep ați dat toate detaliile de unde a luat, tu zici, băi, ce bluză frumoasă, a, dar am cumpărat anul trecut de la piață sau de la magazinul cel, așa am dat atâta, era la reduceri, deci toată poveste, ceea ce nu este corect ori, într-adevăr, zice, ei, dar nu mai este așa frumoasă, ci, adică, real și corect ar trebui să spunem, pur și simplu, mulțumesc și atât. Da, și mie îmi place, cel mult atât putem să adăugăm, da, și mie îmi place. În rest, nu știu de ce oamenii, într-adevăr, le este frică să primească un compliment sau să fie lăudați. Mm -hmm. Probabil asta, cum ziceai, și din cultura noastră sau din copilărie, mai puțin copiii care sunt lăudați sau li se spune că într-adevăr sunt bravo, sau mereu, mereu părinții cer și cer și cer de la copii. Și atunci, e, e, capitolul ăsta de a face bine sufletului mai, se, mai puțin se scoate în evidență și atunci noi punem accent pe învățătură, pe alte lucruri cursuri, tot felul de, 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 de nu știu, de, de, moment, dar uităm de interiorul nostru, uităm de sufletul nostru, uităm într-adevăr de lucruri care într-adevăr ne pot schimba viața până la urmă. Dar mai este o extremă, sunt cei foarte încrezuți cărora dacă le spui că Arăți foarte bine astăzi, zic că da, știu. Da, știu, mă caracterizează. Dacă ne se face un compliment, ne simțim cumva obligați să răspundem cu un compliment sau nu neapărat? Nu, nu ar fi necesar sau obligatoriu, dar este ceva plăcut. Într-adevăr, ți se face un compliment, răspui cu un simplu mulțumesc și Poți să revii și tu cu un compliment. Dacă simți nevoie, dacă într-adevăr îți place ceva la acea persoană, dacă nu, mai bine nu. Decât să fie în stil de jocură, mai bine nu. Pentru că știm multe persoane care, într-adevăr, au obiceiul ăsta să o cu tentă de a-și. de se amuza, de se mai cu Exact. Eu vă mulțumesc tare mult pentru sfaturi și precizări. Le dorim tuturor să complimenteze cu eleganță și grație și să răspundă în aceeași manieră la complimente.